nu se uită în partea asta pentru că pentru că n-au curaj să privească arta contemporană. N-au curaj, că nu poate, nu pot să gândească să conceapă arta contemporană. Dar străinii, asta s-a spus, a venit un domn care era german, care era preot și care pur și simplu sunt plăbios. Și cum eu v-am văzut, v-am întâmpinat. Nu sunt curioși românii. E ceva foarte trist. Nu sunt curioși, domne. Ce să-i mai și cumpere? Nu știu, sunt preocupat cu gânduri la bani, la... Exact, la consumerism, la lucrurile astea. Nu mai știu să se îmbogățească. Ei fac negoț din plăceri. Și asta e foarte... Exact. Nu se uită la lucruri. Ăsta e regele Mihai. Uite ce portret excepțional al regelui Mihai. Nu există. Și eu am observat ceva. Toți care stau acolo în stație, unul nu se uită, decât străinii. Odată mi-au venit 6 doamne, erau franțuzoaice, care pur și erau curioase să vadă ce e aici. Nu, românii nu au, dar nu că nu vor. Sunt îndobitocit, că ăsta e cuvânt trist care îl spun. Dar e, cum să zic, doar atât știu. Entertainment, să ne uităm la Antena 1, 2 și 3, unde este chiloțeală, bisericeală. Doamne Dumnezeule, sus în jos, știi? Atât. Și în rest nu interesează mintea. Dacă ar fi pe Eminescu, l-ar desfința. Da. Nu mai pot, că l-a murit acum 100 de ani. L-ar desfința pe Brâncuș, da? Pentru că ar vrea doar în rahatul ăla gros să trăiască. Eu spun că mă doare sufletul. Mă doare pentru că eu știu ce înseamnă 10 ani să nu cumperi tu țară minunată, ești frumoasă, așa că, da, că așa e făcută ea, să fie așa, ca să ales. Dar să tu să nu cumperi artist, să nu-i mai cumperi. Și te doare când vara un artist îi se cumpără câte o lucrare ca să-și mai ia culori să picteze. Și nu poți picta peste culori. Bă. Și eu îmi fac profesia asta de la 21 de ani, de 40 de ani. Și e dureros așa. Ca și cum ați privit pe om. Așa, ca și cum îl priviți. Ok. Fotografii, fac multe fotografii până prinde una trezeră. Bun, acum... Aici e povestea cu Dumnezeu din Capela Sixtină, că așa e creonat un pic. Da, da. Și ideea că toți ochii privesc în sus. Și când vezi o mare de oameni care toți privesc în sus, deja... E chelcă care mie e foarte dragă. Tipul ăsta e foarte frumos al Iisus. Aici, de fapt, e un fel de, să zicem, în toate lucrările care sunt aici, îi numesc lucrarea frumoasă risipă. De fapt, e un fel de o dăruire, da, pentru în ogorul ăsta al artei. Nu pictez ca să vând, eu pictez ca să exist, eu pictez ca mâine să mai pot face un pas, da. Să am curaj de viață. Da, nu? De asta facem. Artistul vrea să lasă un mesaj despre ceva care atunci când vin general să zic, uite, Dumnezeu, pentru că noi folosim acoz de Alan Turing care a inventat computerul, de memorie, că putem lăsa azi memorie, vorbind chiar și în direct. Avem televiziunea în buzunar. E televiziunea acum, noi, eu sunt în direct. Vă mai văd încă nu știu câți. Deci asta e partea extraordinară a momentului. Știi? I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say. No more ace. Care sunt sărace, pârlite, și artiștii nici măcar nu li se dă. Li se dă odată un salon de artă care primăria, hai, mai dă niște bani, nu știu ce. Dar în altă parte se dau cu milioanele. Și dumneavoastră câți ani aveți? I-am 61. Mulți înainte. Am venit în București pentru că pentru români soarele la București răsare. Așa se spune. Și am venit ca să mă fac cunoscut. Și am luptat mult pentru că am venit cu o valiză în acest oraș și acum las un atelier plin de lucrări. Și probabil că într-o zi n-o să mai fiu. Dacă nația o să descopere că aici sunt lucruri de pictură valoroase, bine. Dacă nu, n-ar decât să dea foc. Pentru că în situația în care suntem astăzi, ca stare, ca moment, este foarte, foarte tristă. Foarte tristă. Pierre Mereșkovski, care a venit, i-am zis, da, cu ce pot fi de folos pentru dumneavoastră, cum a spus Brâncuș,
oamenilor milionari americani care au venit la atelierul lui, păi zice, luați o mătură și dați cu mătura prin atelier. Păi învie acum când eu sunt spre apusul vieții, când atelierul ăsta e plin și poate vreau să vi-l las și voi să descoperiți valoarea din lucrurile respective. Dar din păcate nu aveți instrumentul să-l descoperiți. Că aveți oameni în domeniul artelor care sunt foarte săraci. Librăriile de artă, unde librăriile de artă, sunt cu cărți doar despre arta de acum câțiva sute. Nu e de cu artă contemporană. Eu nu cred că în Germania, în Berlin, în marile orașe ale Germaniei, nu găsești artă contemporană în librării, în albume, în cărți. Aici nu găsești. Și unul ca Murivale are o carte, o bibliotecă de artă foarte grea. V-am mai spus, m-au achiziționat cu 10 lucrări banca Deutsche Bank, sucursala, cu asta de la Frankfurt. Aia am spus unui domn german care a fost astăzi, și a zis, domnule, eu sunt cumpărat de Banca Germaniei, cu 10 lucrări, de Banca Germaniei, nu e banca de 3 lei, e o bancă mare, a Europei, și cumpărată. Și când directorul acolo știa că eu știu despre Baselitz, despre Penck, despre Gerhard Richter, despre Beuys, despre mulți germani, nu ăia vechii, contemporani, a zis, uite, dumneavoastră, mai știi și din România cineva. Asta se întâmpla acum 18 ani când îi spuneam. Pentru că noi ca artiști nu stăm într-un trecut. Nu, trebuie să știm ce se întâmplă astăzi în Europa, acum suntem europeni. Și noi cu acte în regulă, trebuie să știm. Da, dar tu, țară europeană, ai grijă și de patrimoniul al tău, imaterial al artiștilor contemporani. Ei, domne, că vine un idiot neinstruit în țara asta, că sunt atâția, știi cum, religioși și sunt puțin cu obloane de cai. Și vine și dă focă, zice, domnule, ăla e neinteresant, ăla, nu că neinteresant, că el nu se pricepe. Dar ăla, zice, e contra noastră. Nu sunt contra bisericii, nu. Dar biserica ar trebui să spună, domnule, bun, noi mai luăm bani, dar noi mai adunăm, cum fac italienii, expoziții la artiști în biserici și așa mai departe. Noi nu facem, dar nici nu achiziționăm, să zic, domnule, pentru că identitatea unei nații o dă artiștii, nu o dă biserica. Și o spun așa, răspicat, nu se poate. Și atunci noi stăm așa, cu atelierele. Eu lucrez de zi de zi pentru că am ajuns să fiu bolnav cu depresia și lucrez ca să nu stau într-o... Și adun. E o stare puțin și de autism aproape. Autismul este când îl știi numai lucrurile tale. Pentru că singura mea șansă de a exista este să exist creând. Cred că am terminat.